La 21 informații și dezvăluiri de ultimă oră, doamnelor și domnilor, dar și imagini exclusive, am aflat totul despre scandalul arestării lui Florin Câțu. În această seară, împreună cu invitații noștri, o să încercăm să aflăm, doamnelor și domnilor, cine stă, de fapt, în spatele execuției premierului și ne întrebăm dacă nu cumva, analizăm, pentru că avem mai multe variante, ar fi lovitura pregătită chiar din interiorul guvernului. O să vedeți imediat la ce mă refer. Vedem și cel mai dur atac la actualul regim și la președintele Klaus Iohannis. Imediat vedeți cum ripostează Partidul Social Democrat după scandalul Florin Câțu. Avem înregistrări bombă cu premierul Florin Câțu, ce nu a știut nimeni până acum. Sunt dezvăluiri bombă, doamnelor și domnilor, când discutăm și despre scenariul înlocuirii lui Florin Câțu după tot acest scandal. Ei bine, o să încercăm să vedem și ce face președintele și ce analizează la Palatul Cotroceni în aceste momente, pe cine au început să pregătească pentru șefia guvernului și avem o informație interesantă, dacă nu cumva va fi sau nu înlocuit Florin Câțu, atenție, cu Rareș Bogdan, pentru că nu este prima oară când se vorbește de faptul, Ionuț, că Rareș Bogdan ar putea să meargă să conducă Palatul Victoria. Vedem și ce s-a întâmplat astăzi cu Florin Câțu, pentru că nimeni nu l-a văzut astăzi, practic, nici pe la guvern, cred că n-a avut activitate. A stat cumva ascuns, într-adevăr, iar acolo în fața guvernului o să vedeți că au ieșit oamenii nemulțumiți de cum au fost pământurile vândute, nemulțumiți de ce se întâmplă în agricultura care este dusă în faliment. Ce interese ascunse există, o să aflați totul în câteva clipe. Permiteți-mi să vă prezint și invitații mei de la această oră, invitații noștri foarte importanți. Începem cu colegele noastre, Andreea Crețulescu, realizator România TV. Bună seara, Andreea, mulțumim mult pentru prezență. Lili Ruse, realizator România TV, de asemenea alături de noi. Bună seara! În alături de noi Robert Kazanciuc, fost ministru al Justiției și din partea Partidului Social Democrat. Bună seara, domnule ministru, mulțumim mult pentru prezență. Domnul Gheorghe Pipera, o să-l vedem imediat și pe dânsul, avocat. Domnul Valentin Guia, teolog, în această seară. Doamne ajută. Bună seara. Ni se alătură și domnul Bogdan Chiriac în câteva clipe, domnilor și bună domnilor. Seara. Ni s-a alăturat. Gata, bună seara, a ajuns și domnul Chiriac. Suntem în formulă completă. O să avem și reacția Partidului Social Democrat prin domnul Sorin Grindeanu în minutele următoare. Însă, doamnelor și domnilor, începem cu informația momentului. De două zile, Lili, aș începe cu tine, de două zile fierb toate ziarele, toate televiziunile. Florin Câțu arestat, reținut două zile în Statele Unite ale Americii, nu acum, în urmă cu 20 de ani, pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice. O informație sau care apare acum. Substanțe, că nu știm. Sau alte substanțe, că exact. În America nu se face diferența între alcool exact. Și droguri. O exact. Informație care apare acum și automat apar și semnele de întrebare, Violeta. Da, în condițiile în care, Lili, este o luptă internă, au loc alegeri importante în Partidul Național Liberal, iar unul dintre candidați este chiar Florin Câțu. Acum, tu când ai aflat informația și ai văzut, la ce te-ai gândit primul lucru? De ce a apărut această informație acum, în momentul acesta? Și cine ar avea sau cine ar fi personajele care ar avea cu adevărat interes să-l compromită cumva pe Florin Câțu? Vreau să încep prin a spune că domnul Câțu s-a compromis singur ascunzându-ne vreme de 20 de ani toate informațiile astea. Că există interese în compromiterea politică a domniei sale, asta este foarte clar. Însă trebuie să spunem un lucru, se întâmplă peste tot în lume și nu numai în România, apare genul ăsta de informații fix când sunt bătălii electorale. S-a întâmplat în Statele Unite, știți și voi foarte bine, au apărut informații despre consum de marihuana la Bill Clinton, la Barack Obama, despre George Bush cu privire la consumul de alcool. Apar în general atunci când un om politic își manifestă intenția de a candida la o funcție importantă. Deci, momentul este cumva explicabil. E, acum, cine are interesul, aveți noi avem acolo aici în spate. Exact. Niște nume importante, extrem de importante. Capul de afiș ar fi președintele Klaus Iohannis. Logic vorbind, președintele Klaus Iohannis n-ar avea niciun interes în compromiterea domnului Câțu. Asta vorbim despre o logică minimă din punct de vedere politic. Domnul Iohannis este un susținător al domnului Câțu, s-a afișat cu domnul Câțu în campania pentru alegerile interne din PNL. Semnalele au fost de susținere pentru Florin Câțu. Orice informație de genul ăsta despre Florin Câțu îl contaminează cumva și pe Klaus Iohannis. Deci pentru Klaus Iohannis interesul de a apărea o informație compromițătoare despre mai Florin mult decât Câțu nu prea există. Plus că nu doar îl contaminează, dar îl pune într-o situație delicată, pentru că inclusiv în seara asta, cred că acum vreo jumătate de oră, în ședința
USR-ului, ei au luat în calcul posibilitatea să-i ceară în mod public președintelui să vină cu explicații, pentru că aici poate fi și o chestiune de natură incompatibilă pentru premierul României în momentul de față. Iau certificatul acela ornis și e și legea aceea care i s-a aplicat lui Dragnea, că dacă ai o condamnare penală, practic nu poți să acces la această funcție. Așadar, președintele trebuie să explice foarte clar chestiunea asta. Dar apropo de panoul și de videoul din spatele vostru, eu cred că trebuie să ne uităm pentru cine are interes mai degrabă în zona USR Plus. Și gândiți-vă că dacă cei din PNL, în momentul de față... Andreea, țineți un pic ideea. Apropo, să începem de la președintele Klaus Iohannis, declarația momentului care vine de la președintele Klaus Iohannis. Ei bine, o altă ipoteză care poate fi discutată. Președintele a spus clar că este nemulțumit de activitatea lui Stelian Ion și l-a învinovățit pe ministrul USR de eșecul desființării secției speciale. Haideți să ascultăm. SIJ nu a fost desființat. Chit că toată lumea s-a laudat că așa va face, dar ministrul Justiției nu a găsit încă calea potrivită. Legile justiției. Nici nu există un proiect acceptat în coaliție și sunt și eu nemulțumit de aceste lucruri. De asemenea, o chestiune foarte interesantă, doamnelor și domnilor, știm cu toții au fost conflicte între miniștrii USR Plus și cei din zona PNL-ului. Florin Cîțu a fost nemulțumit de ministrul Drulă, de exemplu. Haideți să vedem ce spune premierul, ce spunea premierul în urmă cu puțin timp despre rectificarea bugetară. Sunt de acord cu domnul președinte în cam cu totul. Ideea este că noi avem așteptări de la miniștri. Avem așteptări, avem obiective și avem așteptări de la miniștri. Până la urmă, eu am spus de fiecare dată și la coaliție, haideți să stăm la masă, să discutăm, să găsim soluția, cea mai bună soluție. Obiectivele noastre rămân aceleași. Desființarea SIJ, modificarea legilor justiției, deci toate acestea rămân obiectivele noastre. Trebuie să recunoaștem cu curaj, câteodată, că poate nu am găsit cea mai bună soluție. Dar până la urmă trebuie să mergem să căutăm această soluție și bineînțeles că este rolul Ministrului Justiției să vină și să împingă aceste proiecte de la spate. La Ministerul Transportului, ca să vă spun, trebuie să iau bani, nu să dau după execuția bugetară. Sunt ministere unde avem proiecte cu execuție zero. Miniștrii care spun că au avut execuție foarte bună. Nu poți să spui că ai execuție foarte bună când ai bani alocați și ai proiecte cu execuție zero după 6 luni de zile. Bun, văzând aceste declarații, Andreea, și revin la tine pentru că ți-am întrerupt ideea, ne putem gândi fix, că... acolo mă gândeam și eu la USR Plus, pentru că dacă vă aduceți aminte atunci când a fost schimbat Vlad Voiculescu, i-au schimbat și protocolul și l-au atenționat pe Cîțu că la o a doua mișcare de genul acesta va avea coaliția. O problemă. Mai mult decât atât, luni este o declarație oficială din partea domnului Cioloș, care invocă public o evaluare a domnului prim-ministru, dacă prim-ministru se apucă și evaluează pe domnul Drulă, pe Stelian Ion, așa cum a cerut și președintele României, sugerându-i clar că dacă face aceste remanieri, poate o să te remaniem cu totul. De aceea l-am întrebat în seara aceasta pe un reprezentantul USR-ului din emisiunea mea, dacă domnul Cioloș a știut oare ceva dacă a dat acel semnal de luni, pentru că a apărut așa, ca nu cam perete, adică nu știam de unde să luăm semnalul domnului Cioloș. De aceea eu cred că dacă domnul și aici a conchid. Iartă-mă, Andreea, dacă domnul Orban știa de 2 luni, așa cum ni s-a spus, poate știa și domnul Cioloș de măcar 2 zile, ca să mergem pe ideea asta. Posibil sau posibil, nu? Ideea e că din tot scandalul ăsta, cei care câștigă sunt fix cei de la USR Plus. Și îți explic în câteva cuvinte, asta era concluzia, de ce anume. Dacă domnul Cîțu reușește să devină președintele Partidului Național Liberal și e cam greu să ne imaginăm că se mai poate introduce cineva în această luptă internă, pentru mai că pe statut... Andreea, 25 august este termenul de final de depunerea candidaturilor. Poate că în zona lui Cîțu, în seara asta eu știu că se fac niște întruniri, niște... Poate fi Rareș Bogdan, poate fi Sigartău, mă rog, sunt mai multe variante. Nu știu ce va ieși, dar dacă rămâne Cîțu, e clar că se bat cei doi și dacă câștigă Cîțu și se ridică ornisul, el nu mai poate fi premier. Și atunci PNL-ul și-a ales un lider
un cetățean care nu mai va aici un pariu că pe nu se ridică niciun ornis. Aici fac un pariu. Hai să ne lămurească domnul Cazanciuc, ce ziceți? Da. Domnule Cazanciuc, ați condus Ministerul Justiției. Se poate ridica certificatul ornis în acest moment? I se poate ridica premierului Florin Câțu? Bă, i se poate ridica pentru mult mai puțin decât o condamnare penală. E adevărat că ONI se are de foarte multe ori reguli care par subiective, dar aici lucrurile sunt foarte clare. Nu discutăm de o contravenție la legea circulației, discutăm de o privare de libertate. Privarea de libertate nu se face pentru o contravenție. Chiar și în România este o ordonanță din 2001, ordonanța 2, care definește contravențiile. Acum ne spune foarte clar ce înseamnă o contravenție. Codul penal vorbește de privarea de libertate, nu legea privind contravențiile. Deci din acest punct de vedere, nu există altă soluție decât domnul Cuță să-și asume această greșeală, nu doar printr-o declarație făcută la Palatul Palatul Victoria, nu întâmplător am spus Cotroceni, pentru că evident că a fost spus de Palatul Cotroceni și nu de poporul român după alegeri, și să părăsească această funcție, recunoscând că a greșit grav la vremea respectivă și a greșit grav că a ascuns acest lucru până la urmă. Nu știu dacă președintele României știa sau nu știa, dar indiferent dacă știa sau nu știa, este grav. Este grav dacă nu știa, pentru că președintele României putea să afle de la partenerul strategic, pentru că domnul Cîțu a fost condamnat într-o țară, într-un stan undeva, unde nu putea să aibă informații. Și dacă domnul Iohannis l-a numit pe domnul Cîțu știind acest lucru, asta nu putea să fie decât o formă de vulnerabilitate la adresa premierului României. Apar, domnule Cazanciuc, faptele penale din America în cazierul din România? Care-i procedura exact? Nu, că aici au fost niște discuții. O hotărâre din străinătate nu ajunge automat într-un cazier din România, trebuie recunoscută de o instanță din România. Din această perspectivă, lucrurile că sunt destul de complicate să recunoști o hotărâre de acum 20 de ani. Dar nu despre, să spunem, chichițele legii penale este vorba aici. Și e vorba de asumarea politică a faptului că domnul Cîțu a mințit pur și simplu sau a ascuns un fapt deosebit de grav care îl face vulnerabil. Ca să nu mai spun de angajamentul politic acestor oameni de la PNL, acest dublu standard și ipocrizia care, vedeți, a ajuns în momentul de față pur și simplu să nu mai conteze nimic decât dorința de a crește probabil împrumuturile dincolo de 50 de miliarde. Probabil să-și aflăm de ce a făcut domnul Cîțu acest lucru. Domnule ministru, iertați-mă, în momentul ăsta noi nu știm decât că domnul Cîțu a ascuns de public, de cetățeni lucrul ăsta. Nu știm dacă a scris în declarația ornis despre această condamnare. E o rubrică acolo. Altfel foarte, posibil, primit, foarte posibil să o fi trecut. Nu știm dacă i-a spus sau nu președintelui. Foarte posibil să-i fi spus. Deci în momentul ăsta, ce piedici ar fi pentru domnul Cîțu? Nu ornisul poate demite pe domnul Cîțu din Parlamentul doar. Nici măcar Parlamentul. Cred că domnul Cîțu nu trebuie să ajungi până la acolo. Domnul Cîțu trebuie să plece singur, pur și simplu, asumându-și această greșeală. Haideți, asta cu onoarea greșeală. Nu mai ținem politica noastră din Sigur, dar știți că vrem o țară ca afară. Nu au ieșit oamenii în stradă pentru acest lucru. Mai grav este că avem fără penali în funcții publice. Exact, am avut chiar o lege în Parlamentul României. Știți cum? Mi-aduc aminte și acum, la finalul anului trecut, cum au fugit, am cerut expresie, ca potârnichile și peneliștii și useriștii când a fost legea pe ordinea de zi. Toată lumea era în Parlament, mai puțin USR-ul și PNL-ul, când s-au putut să se voteze această lege fără penal în funcții publice. Am crezut la vremea respectivă că e vorba de domnul Barna, care fuge de acea lege, știe domnia sa de ce, dar se pare că nu era domnul Barna. De aceea nu au votat nici USR-ul, nici PNR-ul la vremea respectivă această lege fără penal în funcții publice, inițiată cu atâta tam-tam de către USR. Eu, dacă îmi permiteți, Violeta și Luci, eu vreau să-l aud pe maestru Bogdan Chiriac în toată povestea asta, pentru domnul Chiriac. Doi, Andreea, la fel, știe ziariști bătrâni și știi că, în general, pentru o informație de genul ăsta, faci muncă de chinez bătrân. Nu e o afirmație prea corectă politic, dar eu așa o descriem. Dom'le, dacă nu ai pontul tu ca ziarist, poți să te duci și să descoperi așa, căutând pe portalul instanței din Iowa. Din statul Iowa. Adică te duci din câte state americane sunt, te duci la Iowa și bagi acolo Florin Vasile Cîțu. Și ce să vezi, surpriza surprizelor, îți apare că avea o condamnare. Funcționează așa? Adică poate nu mai amintesc eu de când făceam muncă de teren. Poate așa o fi acum, doamna, mai nou. Doamna, să știți bine că aveți dreptate. Aveți dreptate de la bun început, când ați spus că nu problema de două zile de pârnaie
ci faptul că ai ascuns lucrul acesta. Despre asta vorbim. Că astăzi mai multă lume s-a dus, mă rog, noi au încercat să ne trimită după fentă. Domne, că 20 de ani s-a prescris, că de fapt, că nu știu, nu despre asta vorbim. Nu despre greșeala de tinerețe vorbim, deși s-a ajuns până acolo încât distinși reprezentanții ai PNL au spus, ce dumne, dar nu facem toți așa, adică nu toți bem și ne urcăm la volan? Nu! Nu, chiar nu. Dar până acolo s-a adus cu aberații. Absolut. Chiar asta a fost o jignire. Absolut. Deci, domne, toți facem așa. Care nu facem, domne, toți așa. Mulțumim frumos, domnii de la PNL. Cel mai mare număr de morți din Europa pe alcool sunt în România. Bine, asta e din cauza șoselelor, domnul ministru, că n-ați făcut niciunii șosele. Nu e, domne, de șosele sunt, că ne trimiteți toți 10.000 de mașini pe oră. Dar cei mai mulți copii bătuți sunt din cauza alcoolului. Asta da. Așa. Dar nu despre asta e vorba, ci despre faptul că a ascuns fapta. Mai departe, firește că eu nu cred că s-a trecut nici în Ornis, nu cred că s-a trecut pe nicăieri, dacă e s-a povestit ceva ca un fapt divers, dacă mă întrebați, eu cred că securitatea bătrână a scos această informație. Acum că a scos la rugăminte... Care e interesul? Care au scos-o la rugămintea lui Ludovic Orban sau au scos-o ei din proprie inițiativă, nu știu, că dacă era securitatea nouă, atunci scoteau firma aceea cu prima de emisie la împrumut. Că se vorbește de 1% la 50 de miliarde, știți cât înseamnă? Mult. 500 de milioane de euro. La 50 de miliarde, 1% prima de emisiune înseamnă 500 de milioane de euro. Și unde e înregistrată firma aia? Că dumneavoastră eu simt că ați aflat. Nu știu, doamna Crețulescu, n-am eu de unde să știu. Și niște acționari are? Doamnă, după mintea mea, firmele astea n-au acționari, că sunt offshore-uri. Păi sunt da, tocmai, și au niște alte firme, dar măcar să știm unde e înregistrată. Dar cine-și poate să știe lucrul ăsta? Și ce mai contează acum, deci, Bogdan Chiriac? Ce mai contează? Stăm noi 500 mai de milioane de euro. Da, vorba aceea. Mai departe, cu Ornis, fără Ornis, cu el, fără el, domnul Florin Câțu va da un examen acum și va ieși întărit. Domnia sa nu va fi schimbat. Azi sub nicio formă. Deci, nici un fel... Domne, că trebuie să-și dea demisia? Nu trebuie să-și dea demisia. De ce? PSD-ul nici n-a fost acasă când s-a întâmplat chestia asta. Așa. Aur? Aur nu știu pe unde este. Și oricum, în 20 de ani, domnul Chiriac? Nu 20 de ani, domne. Acum, de când s-a întâmplat în zona asta. Dar o reacție de la președinte ar fi trebuit să avem, domnule Chiriac? Cu siguranță, doamnă. Și atunci aveți următoarele aspecte care se adună. Aveți Olaf-ul care sesizează că domnul Barna a luat saci cu bani și i-a împărțit la rude și DNA-ul anchetează in rem, nu in personam. Deci domnul Barna e bine mersi. Cum spunea domnul Cazanciuc aici de față, credea că din cauza lui nu a trecut legea, aia se pare că e mai complicat. Aveți o faptă penală cât casa, sesizată de declicul domnului Drulă, vedeți că e luptă cât sudrulă, aceea cu femeile de la guvern care lucrau pentru partid, pentru domnul Câțu. Știți bine, doamna Rusel. Doamnele de la guvern, asta voiam să văd. A, doamnele de la guvern. Dacă n-am voie să le spun femei sau bărbați. Persoanele de la guvern atunci care lucrau pentru domnul Câțu și pentru asta Dragnea a căpătat 3 ani jumate de pușcărie, deși era mult mai puțin evidentă fapta sa. Acolo nu s-a anchetat, s-a făcut plângere, dar DNA-ul nu va ancheta cât va fi nevoie. Au mai fost și alte fapte, nu? Asta cu doamna Armand, cu noile imagini de la televiziune, astea n-au fost date decât de o parte a presei. Cealaltă parte a presei, presa deontologă, a eludat subiectul, l-a dat deoparte așa. Nu există imagine despre ce vorbim. Nu e, domnule, a dat numai punctul de vedere a doamnei Armand. Deci nu se anchetează. Toate astea se adună. Bun. Și coroborat cu 100% scumpirea la curent, 100% scumpirea la carne, legume, fructe, nu știu ce, la gaze, la un moment dat se vor aduna, probabil până 2024. Dar stați liniștiți și asta e bine pentru stabilitatea țării. Domnul Florin Câțu rămâne premier și probabil și președinte PNL. Ni s-a alăturat discuției, da, și domnul avocat Gheorghe Pipera. Bună seara, domnule avocat, mulțumim că sunteți alături de noi. Haideți să vedem, pentru că vreau să mai abordăm o altă ipoteză. Cine ar fi principalul beneficiar al execuției lui Florin Câțu? Este o analiză foarte interesantă făcută de analistul politic Hartmann. Te-am văzut și pe tine în emisiune. Îl vedem aici imediat, vine să-l și ascultăm. Vine cu o ipoteză bombă și e interesant să-l ascultăm, să vedem ce spune. Imediat.
câștigă, bun, Germania ca stat suveran, dar apoi câștigă binomul, oho, cât câștigă binomul, pentru că ți-l ridică pe Cioloș, câștigă binomul franco-german, ca să fim clar că de la vorbim, în Europa, deci Uniunea Europeană, oho, cât câștigă, ți-l ridică pe Cioloș, anulează o ofsetare prin câțu a lui Cioloș și câștigă Cioloș. Mai mult decât atât, un Cioloș Mircea Joană, e un alt dialog aici, pe când un câțu Cioloș la prezidențiale din 2024 era cu totul alt dialog. Lili, cum vezi această ipoteză? Adică să nu fie miza, să nu fie miza principală. Ziceți, domnule Chiriac, stați că ne zice domnul Chiriac. Este content editor la noi, la Defense Romania, și are mereu astfel de analize extra conectate în spațiul stăr. Domnul Iohannis a jucat cu Germania acum. Să-ți imaginezi că venea câțu care era pe mâna americanilor, dar de fapt câștigă înapoi Franța și Germania. E ceva care nu e tocmai coerent, trebuie să admiteți. Și mai e o chestiune. Eu m-aș bucura să văd atâta interes de la Franța și Germania, o lucrătură atât de mare, astfel încât să fie omul lor aici. Dom'le, asta înseamnă că România există pe hartă. Ori Bogdan Chiriac, din nou fac apel la cariera dumneavoastră de jurnalist de politică externă. Care e principalul contraargument la ceea ce spui tu? Așa, te rog. Principalul contraargument, că până acum România, care nu prea a fost pe hartă, cum nu este nici acum, nu se împrumuta atât, really. Așa, și vezi? Dacă firma aia, unde eu sunt convinsă că domnul Chiriac nu vrea să ne zică unde este așa pusă, și dacă pui comisionare la microfon, vă rog, domnule Chiriac. Nu știu să ăsta, că mă iau ăștia de la 6 dimineața nevinovat. Gândiți-vă, dacă continuăm să ne împrumutăm în maniera asta, Câțu trebuie să rămână premier, dar doar pentru asta, Andrei, nu pentru că România este... Andrei, ajuns sărie la 50% în acest moment. A fost la oricare alt premier în felul ăsta? Nu, mai eu este primul. O politică comună franco-germană în ceea ce privește România. Doamne ajută și măicuța domnului. Deci a reușit să facem coerență la vârful Uniunii Europene numai pe Florin Câțu. Încă o dată. Eu cred că trebuie să ne uităm mai aproape. De ce nu? Cred că trebuie să ne uităm mai aproape în ograda apropiei. Eu nu vreau să vorbesc despre serviciile secrete, ferească Dumnezeu, că nu mă bag, a zis Bogdan Chiriac, de fosta vechea securitate. Eu mă dezic de asemenea afirmații și obiceiuri în a menționa lucruri de genul ăsta. Da, felul în care a apărut așa întâi pe un săituleț, după care preluată de un flux de știri, a stat 2 zile fără să se întâmple nimic. Și zbang dintr-o dată în spațiu public, explodează informația. Domnul Câțu, experiență puțină, era să zic și minte puțină, dar nu cred că e cazul, cred că și știe foarte multe, că a fost vorba aia economist la Banca Noi Zeelande. Dă un răspuns în 2 peri și de aici se rostogolește tot subiectul. Unde cred că are Bogdan Chiriac dreptate este că domnul Câțu nu va păți nimic. Absolut nimic. Va rămâne cu acest episod. Păi și atunci cine a făcut lucrătura asta? Sau cineva, aveți vreo explicație logică pentru ce domnul președinte Klaus Iohannis l-a ales pe domnul Câțu, odată ministru de finanțe? Aici a înțeles că l-a pus pe Orban, că era, l-a ales Orban, fiindcă era, se pare, a crezut Orban, foarte obedient. Și avea nevoie de un ministru de finanțe obedient. Dar aveți vreo explicație pentru care domnul președinte Iohannis l-ar fi ales pe un om precum Florin Câțu, premier? Vă rog frumos, că sunt mort de curiozitate. Haideți să vă spun din interiorul PNL. Pentru ales că pentru m-am ocupat... a doua oară, dacă îl permite, să nu uităm acel episod cu domnul Câțu, care a fugit cu câteva minute înainte de a primi votul Parlamentului. Total inexplicabil. Aia poate... a fost la prima încercare. Deci cineva îl vrea cu orice preț pe domnul Câțu în fruntea guvernului. Aia a fost la ordin. Păi numai domnul președinte Iohannis putea să-l durească. Dar spuneți-mi și mie de ce. Vă spun de ce acum. Pentru că știu că o să vi se pare incredibil, dar domnul Câțu este și mai obedient decât a fost domnul Iohannis. Vă amintesc că domnul Orban a avut îndrăzneala de a respinge planul cu Ciuca, al nostru prim-ministru. Și a zis, nu se poate, îmi pare rău, partidul nu va accepta. I s-a opus atunci președintelui Klaus Iohannis și nu uitați, domnul Iohannis nu e genul care să uite și să ierte niciodată. Nu există o ipoteză, o situație în care domnul Iohannis să dorească ceva și domnul Câțu să spună nu. Domnul, nu vă imaginați, uitați. Erau multe alte personalități în PNL. Mai departe, omul ăsta, dincolo de ce a făcut acum 20 de ani, vedeți că face țara fărâme. Fărâme o face. În plus, nu poate comunica, nu aduce servicii Partidului Național Liberal. Deci un om, bun om politic poate comunica înainte de orice. Omule,
spune, dar l-aveți președinte pe Claus Iohannis, domnul Chiriac. Haide să fim serioși. Domnul Iohannis n-are purtător de cuvânt de 4-5 ani. Nu deci comunică vorbele, cu interesele vorbele puține și muțenia domnului Iohannis au fost considerate de mulți români drept treabă nemțească. Păi deci vedeți, aici am o chestie. Vedeți? Păi da, da, Câțu nu seamănă neamț. O să fie treaba americană. Dacă îmi permite, sunt de acord cu domnul Chiriac, doar parțial. Eu nu cred că acest scandal, să spunem, va rămâne fără consecințe. Domnul Câțu, cred că în scurt timp va trebui să iasă spună că pleacă de la Palatul Victoria, nu cred că are. Aveți de aveți vreo informație ales în acest sens sau n-am e doar nicio, feeling-ul dumneavoastră? N-am nicio informație, dar știți cum standardul ăsta fără penal în funcții publice fluturat atâta timp nu are cum să rămână fără consecințe. Adică va fi foarte greu pentru USR să rămână această alianță cu Florin Câțu la Palatul Uitați, Victoria. Uitați, s-au reorientat, s-au, indiferent, s-au reevaluat astăzi. Un reprezentant USR mi-a spus foarte clar că nu poate fi penal cel care a fost condamnat în urmă cu 20 de ani. Stați că ne explică domnul Pipera imediat. Deci dacă cel care a stat în închisoare nu poate fi penal, atunci cine Dumnezeu este? Hai să ne explică domnul avocat Pipera, dar o secundă, Ionuț. Andrei, Lili, te întrebai tu de ce ne-a ascuns informația asta domnul Câțu. Păi să știi că nu ne-a ascuns-o. Într-un fel sau altul, la un moment dat a spus că o să... Nu cred vedem așa acum ceva. Declarat, a spus că a făcut ceva în America. A făcut de toate. A făcut de toate în America. Asta într-o apariție la ambasada Americii. La ambasada Americii. Zice, domnule, am făcut de toate în America. N-a zis ce. A zis că am făcut de toate. Acum trebuie să ne gândim și noi. Alcool? Iată. Hai să vedem. I spent more than a decade in the United States. A young man after communism moving to the United States and I went to undergrad there. I went to graduate school and I got a job. I did it all, from washing dishes to working on 42nd and Madison in Manhattan. There are many lessons we all learn from the United States, from its history, but there's few that we should use here in Romania today. My experience there, I hope it will help Romania develop in the future. Deci, omul cel care a făcut de toate asta am remarcat la domnul Cățu, cum folosește accentul de engleza au finețe. Domnule avocat Pipera, domnule, este... E departe engleza lui de om care a stat 10 ani în America. Vorbesc foarte așa serios. Este. Foarte departe, accentul de asta zic, și e de accent de stat de Iowa. Adică, nu e de Iowa, e de Vâlcea din nefericire. Domnule avocat Pipera, este sau nu penal ceea ce s-a întâmplat cu Florin Cîțu acum 20 de ani? Permiteți-mi să încep cu două precizări. Vă rog. Văd că domnul Câțu vorbește în engleză cam cum vorbește în română, pronunță doar două treimi dintr-un cuvânt și trebuie să faci și eforturi ca să înțelegi ce spune, ceea ce pentru poziția de premier al României este minunat. A doua chestiune, domnul Câțu va pleca cu siguranță nu pentru că respectă asta vreun plan al Germaniei, Franței și așa mai departe. Păi ai doare practic la bască de noi. Și pentru că este lebădă neagră. Este evenimentul acela totalmente neașteptat, care schimbă cu totul lucrurile, care ar putea să fie prevăzut, dar tocmai pentru că lumea e blocată în proiecte, în ideea că Cica a lucrat în Noua Zeelandă, de fapt a fost purtător de geantă acolo a unui trader, n-a lucrat deloc în Noua Zeelandă. Ideea asta că e elită, că e parte din banking, din corporation și așa mai departe, ne-a făcut pe toți să credem, nu pe mine, mă rog, în general opinia publică, că da, dom'le, uite, e cineva care e cu pedigree. Și iată, ni se întâmplă să vedem că de fapt omul a fost o loază acolo, nici măcar n-a terminat masteratul, doctoratul, a stat 10 ani de zile la acel colegiu care durează 3 ani, apropo, și a mai și fost prins beat la volan sau cine știe, poate că o fi fost altfel intoxicat. Și acum să vă încerc să vă răspund întrebării. Vă rog. Din punct de vedere juridic sunt niște discuții de făcut. Pentru că în România există contravenție când intoxicația este sub un anumit prag și există infracțiune când e peste pragul respectiv. Noi nu știm cât de intoxicat a fost acolo domnul Câțu, ca să facem o comparație, dar dacă a făcut pușcărie chiar și două zile și aia este o infracțiune, e o infracțiune mai ușoară decât crima, dar e o infracțiune,
Deci dacă a făcut două zile de pușcărie acolo, înseamnă că a fost ceva grav. Adică dacă avea o alcoolemie mai mică, spuneți de exemplu, luând ipoteza asta, nu îl reținea cele două zile. Bineînțeles că nu, bineînțeles că nu. Am fost și eu de nenumărate ori în Statele Unite și nu te oprește nimeni pe, nici măcar pe autostradă, exceptând situația în care se vede că faci tot felul de manevre ciudate pe acolo. A fost luat chiar din campus, adică mergea cu mașina într-o parte în alta, știau că vin de la o ceea ce înseamnă, și... ceea ce înseamnă că era rangă, pur și simplu. Bun, o secundă, domnule avocat. Mai am ceva de spus, numai puțin, mai am ceva de spus. Că, de fapt, ăsta e cel mai important lucru. Avem o lege din 2000 care vorbește despre o incompatibilitate clară, fără să facă distinție dacă a intervenit sau nu reabilitarea. Și avem o ordonanță de urgență privind codul administrativ, care a fost opera ciumei roșii. Mie nu mi-e clar, poate spune domnul Cazanciuc acest lucru, când a intrat în vigoare acest cod administrativ. Pentru că dacă a intrat în vigoare înainte de septembrie 2019, când Câțu a fost numit ministru de finanțe, înseamnă că se aplică acest cod administrativ care spune că se exceptează infracțiunile care au fost reabilitate. Nici în Statele Unite, nici în România, Câțu nu a obținut vreo reabilitare, fie dintr-o asta automată, fie judecătorească. Dincolo de asta însă sunt două probleme majore, una morală și una politică. Din punct de vedere moral, când tu îți afișezi pe tricou, când ieși în public, în piață publică, pe 10 august 2018, nu luăm prizonieri. Când te urci pe valul acesta al sloganului fără penal în funcții publice, acum când se demonstrează că în urmă cu ceva timp ai fost penal, ai făcut pușcărie, să rămâi acolo este din punct de vedere moral inacceptabil. Politic este extraordinar de grav, pentru că iată, astăzi au început să vorbească cei din presa străină despre faptul că România are în fruntea guvernului un pușcăriaș. Haideți să vedem. Mă iertați o secundă, ne întoarcem imediat la discuție, dar vreau să vedem ce spune același analist politic Hartman despre cine a stat în spatele execuției lui Florin Câțu. Și a publicat, practic, documentele care îi pun în pericol șefia guvernului. Haideți să ascultăm. Ce îi se întâmplă lui Câțu? Au încercat cu Mircea Joană când i-au scos pozele ca bău trei sticle de vin cu nevastă, nu știu la ce restaurant în București, și apoi s-a urcat la volan. E identic. Stai, că tu spui de fapt altceva. Lasă-mă să subliniez aici pentru ascultători că da, noi facem multe bârfe amândoi la telefon și cu alți prieteni de-ai noștri și suntem acomodați. Dar aici eu am înțeles ce vrei să spui. Deci tu ai vrea să sugerezi în felul următor că suntem într-un scenariu de ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Adică ce i s-a întâmplat lui Joană vine dintr-o structură care îl sprijinea pe Câțu, iar ăia care l-au sprijinit pe Joană au venit cu un atac simetric, da, într-o formulă asimetrică. Simetric, însă într-o formulă asimetrică. De ce? La Joană n-a existat niciun document, pe când la Câțu a existat documentul. A existat substanța atacului. Și aici uite cum ajungem la vulnerabilități. Asta este subnațională ipoteza ta și să știi că votez pentru ea. Știi că mă las convins greu, dar ipoteza ta stă în picioare, pentru că, într-adevăr, fiecare are apărătorii lui și probabil că a lui Joană sunt mai apărători decât a lui Câțu. Și sunt mai bine informați. Am văzut cine conduce România, imediat vă vom prezenta și cine conduce lumea. După scandalul arestării, bubuie un mega scandal sexual internațional. Au fost orgii și destrăbălări în toată regula în hotel, iar totul a fost filmat. Toate imaginile le vedeți în această seară doar la România TV. Bun, vreau să merg un pic la dumneavoastră, domnule Chiriac, și vreau să vă întreb următorul lucru. E singura țintă în tot acest scandal premierul Câțu? Sau mai vedeți și o altă? O lovitură așa cu manta, nu știu cum să zic. Dacă vreți să speculăm până la capăt, ținta finală este președintele Klaus Iohannis.
fiindcă domnia sa este susținătorul absolut al lui Florin Câțu. Nu uitați următorul lucru. Fără președintele Iohannis, domnul Câțu nu era ales președinte de scară de bloc, că nu reușește să comunice și nici nu reușește să socializeze. Foarte clar lucrul ăsta. Andreea, mai e o chestiune apropo de ce spunea analistul politic. E un, practic, un schimb pe schimb în presa românească? Adică dacă domnul Joana a apărut, care n-a apărut așa întâmplător, dar omul a băut un șpriț, s-a urcat la volan, da? Haideți să arătăm că și voi l-aveți pe al vostru. Poate fi asta și are o logică, pentru că, spre deosebire de Lili, eu nu cred în stat paralel, dar cred în servicii și, de asemenea, mai cred în democrații. În democrații conduc mai puțin conducătorii, oficiali și mai mult serviciile. Așa e în democrație și chiar în manualele de specialitate făcute de diversi indivizi pe zona asta, ca cercetare. Doamna Crețulescu, în democrațiile nu din Est, nu în cele din Vest. Nu. În cele din Vest, credeți-mă, conduc cercuri... Conduc aleșii și conduc niște cercuri financiare. Ați care înțeles au... perfect. Este dreptul dumneavoastră să înțelegeți ce dorești. Eu asta am înțeles. Deci nu serviciile conduc Marea Britanie. Și nici Statele Unite. S-a încercat, dar n-a mers. Nu serviciile conduc Franța. Nu serviciile conduc Germania. În schimb, în statele din Est, până când se va întări democrația... Până se va întări, am făcut un pas uriaș înainte, până venirea lui Helvig, nu? Că înainte serii ți aresta oameni după cum credea de cuvință. Ăsta e adevărul, nu? Știți foarte bine lucrul ăsta, da? Când s-a făcut și anexa care pe vremea aia se numea DNA, dar mă rog, nu intrăm în alte chestiuni. Deci în Est e cum spune doamna Crețulescu, serviciile joacă un rol preponderent în conducerea țării. Băi, adică și la noi, domnule Chiriac, și la noi în România. Să zicem în România, să-mi duc ideea până la capăt. Apropo de scenariul ăsta care poate fi pertinent, evident, în momentul de față, jocul politic nu trebuie să fie interpretat doar în logica executivului sau a celor business-uri, împrumuturi care le facem, PNRR-ul și așa mai departe, ci și în logica a ceea ce se întâmplă peste 3 ani și un pic, și anume la alegeri prezidențiale. Stânga, pe stânga, încearcă să se plaseze Mircea Joana, are o poziție importantă, secretar general ajung la NATO, are un anumit lobby, s-a fotografiat cu domnul Biden în urmă cu puțin timp, există un sprijin acolo și poate fi un candidat al stângii. Pe dreapta, nu prea știm cine vine, dacă ne uităm la PNL, se vorbește și despre Câțu și despre Boc, la USR Plus și despre Barna și despre Cioloș, nu s-a decis. Dar dacă domnul Câțu, sau era un calcul altul decât domnul Boc și îl vedeau pe domnul Câțu în zona asta, atunci e clar, se făcea o campanie și pe o parte și pe alta și, într-adevăr, în urmă cu 10 zile, evenimentul zilei publică acele imagini cu Joana. Cum? Și domnul Chiriac mi-a dat dreptate. Și dacă în România avem aceste părți de servicii, partea aceea s-a supărat și e posibil să arată că, uite, nu doar domnul Joana bea la restaurant și se urcă în mașină, dacă o fi băut alcool, nu știu că nu se vede foarte exact acolo, dar și domnul Câțu a băut. Înțelegem mai mult decât asta. Cum ar fi să stea serviciile astea să-și vadă de treaba lor? Adică zic asta și ar fi altceva, da. Din nou breaking news, doamnelor și domnilor, pentru că vreau să vedem reacțiile de ultimă oră ale liderilor politici în tot acest scandal. Și începem cu Alina Gorghiu, doamnelor și domnilor. Haideți să vedem ce spune Alina Gorghiu. Spune așa: câți nu au făcut greșeala asta în tinerețe? Regretabilă, desigur. Florin Câțu a explicat onest ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani. Nu e o întâmplare că apare acum în preajma Congresului PNL. Cineva este lipsit de fair play. Și întrebarea... Cine să fie atunci? Haideți să vedem ce spune și Raluca Turcan, doamnelor și domnilor. Citez: pentru greșelile tinereții în America, oamenii plătesc, învață o lecție și merg mai departe. Probabil că sunt milioane de oameni sancționați în America pentru conducere sub influența alcoolului, inclusiv politicieni de top. Dar nu sunt singurele reacții, pentru că vin și Emanuel de la USR. Emanuel Ungureanu de la USR, doamnelor și domnilor, îl critică dur pe Florin Câțu. Spune așa: acest om iresponsabil conduce România, să te urci beat la volan înseamnă că ți-asumi și că poți ucide pe cineva nevinovat. Faptul că mașinăria de propaganda lui Câțu în frunte cu Rareș Bogdan
compară băutul la volan cu o bătaie în curtea școlii, arată nivelul moral al oamenilor care vor să aibă putere absolută în România. Vreau să merg la dumneavoastră, domnule ministru Cazanciuc, pentru că în urma acestui scandal, liderul PSD, Marcel Ciolacu, îi cere președintelui Iohannis să-l scoată din funcție pe Florin Cățu. Există în Parlament o propunere de modificare a codului penal care spune în felul următor. Dacă cineva comite o infracțiune, spre exemplu să urcă băut la volan cu o alcoolemie de peste 0,8 la 1000 și produce un accident rutier din care rezultă, să spunem, o pierdere de vieți omenești, nu se poate pronunța o pedeapsă cu suspendare. Cu alte cuvinte, proiectul de lege asimilează acest tip de infracțiune cu o intenție foarte clară să săvârși o infracțiune. În momentul în care te urci băut la volan și un judecător consideră că meriți o privare de libertate, așa ceva nu are legătură cu o greșeală. Așa ceva are legătură cu o intenție clar asumată. În ce condiții a fost domnul Cîțu acolo descoperit, nu are nicio importanță. Important este că a ascuns pur și simplu acest lucru, că există o vulnerabilitate în fruntea României cu un om care a ascuns un asemenea lucru. Și spuneam puțin mai devreme că sunt de acord parțial cu domnul Chiriac, în sensul că eu cred că va pleca domnul Cîțu în urma acestui scandal, dar domnul Cîțu n-ar fi trebuit să plece în urma acestui scandal, ci pur și simplu dat afară de oameni care își văd pur și simplu diminuate în fiecare lună posibilitățile de a trăi decent în această țară. Acesta este motivul pentru care domnul Cîțu ar trebui să plece mâine de la Palatul Victoria. Aici, domnule ministru, vă opresc, fiindcă n-am văzut nicio persoană, poate în afară de mine, care nu sunt cel mai defavorizat om din România, n-am văzut nicio persoană manifestând, demonstrând, în legătură cu valul de scumpiri fără precedent, cred, păi, în ultimii 15 ani. De câte ori am avut, domnule Chiriac, discuția asta? Că eu n-am văzut pe cineva să iasă în stradă, domnule, asta s-a scumpit. Domnul ministru Cazanciuc a spus, domnule, normal ar trebui să plece fiindcă lumea e nemulțumită. Nu știu dacă e nemulțumită. Cred că e fals. Da, dar în egală măsură, domnule Chiriac, trebuie să vedem și faptul că România menține această stare de alertă care nu îți permite să ieși în stradă. Și vă aduceți aminte cum i-au luat, i-au bătut. Vă semnalez, doamna peste Cățulescu, un număr de persoane, 500 de persoane. Cu toată dragostea, vă semnalez că meetingul acela când s-a încercat să intre în clădirea guvernului, că eram la noastră la RTV, dar dați imaginile de atunci, din 2018, 10 august, este convocat de nimeni. Deci nimeni nu și-a asumat da, acel meeting. Dar aveam stare de alertă în 18 august. Și dacă era 2018. Stare de alertă, nu venea suta de mii de oameni convocată pe rețelele de socializare. Mă lăsați! Dar dacă ar fi să fac acum, dacă era premier Dăncilă și s-a aflat că a băut în America și au arestat-o, sau credeți Ponta. Sau Ponta, sau cine vreți, dumneavoastră, foarte bine, doamna Romanescu, așa, îi ținea starea de alertă să nu să fie 100.000 de oameni în piață, bețivule, pleacă acasă, cum să fie așa domnule ceva? Domnule Guia, mulțumim că ați avut răbdare, a fost așa o discuție intensă aici în platou cu specialiștii. Pe dumneavoastră, în calitate de reprezentant al poporului până la urmă, simplu cetățean, domnule Guia, cum vedeți ceea ce s-a întâmplat acum și cum a apărut această informație în spațiul public în legătură cu premierul României? Nu e orice cetățean. Da, în primul rând, să știți că am așa o stare de rușine. O stare de rușine față de cei care se uită la noi în acest moment. Ați dat voi la România TV, Victor Ciutacu a dat în zilele trecute o declarație mai de mult făcută a vrednicului de pomenire Bartolomeu Anania, care spunea că țara asta nu are nevoie în momentul acesta de atunci, dar uite că se adeverește că și acum nu are nevoie de o reformă economică, nu are nevoie de o reformă administrativă, nu are nevoie de o reformă financiară. Țara asta are în acest moment nevoie de o reformă morală. Credeți-mă, și parafrazând-o pe o mare cugetătoare din lumea politică, îi întreb pe toți domnii din politică, aveți curajul să vă uitați în ochii acestui popor? După ceea ce s-a întâmplat cu voturile de la sectorul 1, după ceea ce faceți, ia uitați, fiecare are câte unul, are curvușaguri, altul are beții, altul are furăciuni de bani. Ultimii doi președinți sunt cu probleme de moralitate. Uitați-vă la primul ministru, uitați-vă la viceprim-ministru cu problemele de imoralitate față de handicapați.
Aveți curajul să vă uitați în ochii poporului! Aveți curajul să-i mai chemați la vot! Păi, și vă întreb pe voi, fraților români, cât îi mai lăsați să-și bată joc de voi? Cât mai stați în situația în care, spunea foarte bine domnul Chiriac Adineaur, pe PSD nu interesează, pe Aur nu interesează, pe ea nu interesează, dar pe popor, când îl interesează? Că mai a trecut încă un scandal cu această problemă de imoralitate a primului ministru și amărâția sunt tot fără pensii, sunt tot fără să copilașii se culcă flămânzi și voi vă bateți pe alcool, droguri, ăștia ne conduc, asta-i țara, grădina Maicii Domnului, ăștia au ajuns să ne conducă, cât mai stai popor român, bați jocorit! Da. O să stăm, ziceți, părinte, o să stăm până când ne vor chema de nou la vot. Asta voiam și bine, eu să spun. Bine manipulați, bine manipulați, vom vota de nou împotriva majorării salariilor, împotriva majorării pensiilor. Ni se va da iar un os de urmărit, Dragnea la pușcărie și așa mai departe. Imediat revenim, stimați invitați, doamnelor și domnilor, pentru că, în primul rând, avem imagini în premieră cu primul ministru Florin Cîțu în America. Pe de altă parte, vedem și prima reacție a lui Ludovic Orban în tot acest scandal. Avem și o înregistrare cu președintele Klaus Iohannis, ce îi se pregătește lui Cîțu la Palatul Cotroceni, dar o să vedeți și riposta lui Florin Cîțu după scandal, ce așa are în mânecă, aflați totul imediat. E bine, tot atunci vedem și scandalul sexual internațional, doamnelor și domnilor, vorbim despre orgie sexuală și de străbălare într-un hotel. Ce s-a filmat și cine este protagonistul principal? Este încă o lovitură la nivel înalt, avem întreaga înregistrare, o discuție în pielea goală cu președintele la telefon. Stați să vedeți imediat despre cine este vorba. Totodată discutăm și despre resetarea prin vaccinare și o să vedem ce plan au cu România. Ce ne așteaptă în valul 4, doamnelor și domnilor? Ce ni s-a pregătit? Pentru că vorbim despre restricții pregătite în secret. O să vedem ce nu vom mai avea voie să facem și de când apar aceste interdicții pentru cei nevaccinați. Evident, și o să vedeți cum arată noua etapă a resetării neomarxiste, ce vor cu românii, un curent care se vrea impus cu forță aici în țara noastră și o să vedeți că nu mai pun preț pe nimic, locuri simbol terfelite, explicăm totul în minutele următoare. Imediat, rămâneți. Vă așteptăm.